Judecătorii au admis cererea de încuviințare a executării silite care vizează primăria Piatra Neamț pentru o datorie de peste 42 de milioane de lei, creanță înregistrată de societatea Perla Invest către o bancă mare din România. Procedura se va desfășura în baza ordonanței de guvern 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice. După comunicarea hotărârii de care vă spuneam, vom primi o notificare de la executorul judecătoresc, moment care practic naște obligația de plată a primăriei. Din acel moment curge un termen legal de 6 luni în care instituția publică este obligată să întreprindă demersuri pentru achitarea debitului. Aceste demersuri, bineînțeles că se pot constitui într-o rectificare bugetară, în alocarea anumitor sume și, bineînțeles, în negocieri cu creditorul, cu banca, pentru stabilirea unui grafic de rambursare a debitului, având în vedere că este o sumă mare. Societatea Perla, la sfârșitul anului trecut, a intrat într-un proces de insolvență care se numai numește și reorganizare, un proces care, din punctul meu de vedere, era soluția cea mai potrivită, ținând cont de situația financiară în care se afla această societate. Suntem într-un moment în care banca a solicitat și obținut înlocuirea administratorului judiciar, este dreptul dumnealor să facă acest lucru. ANAF, care este și el creditor pentru societatea Perla, a contestat acest lucru, dar în prima instanță a fost respinsă solicitarea, are drept de apel, rămâne să vedem dacă în perioada următoare va face acest lucru. Se lucrează la planul de reorganizare la primăria Piatra Neamț, nu există în acest moment o înștiințare oficială. Repet, am spus-o și la început, ieri după amiază spre seară, eu și colegii mei am sesizat în mediul online discuții pe acest subiect. Era firesc să ne documentăm și era firesc să informăm corect populația cum stau lucrurile. Dacă după 6 luni nu se ajunge la un acord de eșalonare sau plata totală a datoriei, conturile primăriei vor fi blocate, însă în ceea ce privește activitatea propriu-zisă a instituției, aceasta nu va fi afectată. Debitul provine, cum se știe de altfel, dintr-un credit garantat, contractat de Perla Invest și garantat de municipiul Piatra Neamț pentru aprobare în Consiliul Local la nivelul anului 2007, începutul anului 2007. De asemenea, aș preciza că încă din acel moment întreaga sumă garantată este prinsă în registrul datoriei publice și luată în calcul la gradul de îndatorare a municipiului. Deci, practic, odată cu această executare nu crește datoria municipiului, era în toate situațiile financiare luată în calcul. Situația executării garantului este generată în mod evident de către incapacitatea debitorului Perla Invest de a achita ratele aferente acestui credit, în special de la începutul anului 2014 nu s-a mai reușit plata acestor rate, astfel încât creditul a devenit scadent și banca a intrat în procedura de executare. Desigur că în calitate de garant al acestui credit eram la curent și cu aceste debite, știam și procedura ceea ce urmează și încă din anul 2014 am întreprins demersuri cu privire la posibilitatea de plată de către primăria creditului. Există de altfel în acest sens emise 3 hotărâri ale Consiliului Local. Municipalitatea spune că Ministerul Finanțelor s-a opus acestei preluări din cauza gradului mare de îndatorare, însă actuala situație este văzută de municipalitate ca fiind o soluție salvatoare.